Bună seara și bine v-am regăsit. Ținând cont că de faptul că una dintre manipulările cele mai ieftine pe care le fac dușmanii mișcării dacologice este aceea potrivit căreia toate teoriile noastre ar fi de origine comunistă și în consecință lipsite de credibilitate, mi-am propus să lămuresc acest subiect. Motiv pentru care vă propun o călătorie în epoca în care s-au creat filmele Daci, Burebista sau Columna, pentru a vedea de unde a avut Ceaușescu această preocupare pentru daci. Sigur, călătoria o vom porni mai de devreme, vom merge puțin mai departe în timp pentru a înțelege tot contextul ultimelor 150 de ani, ca să vedem cum s-au raportat și alți lideri ai României de la nivel politic sau cultural la daci, pentru a înțelege în acest context cum a ajuns Ceaușescu să folosească până la urmă dacologia sau să folosească pe daci și în scopuri politice. Alături de noi pentru a face această călătorie este domnul profesor dr. Mihai Popescu. Bună seara și bine ați revenit în emisiune. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Mi-ați povestit înainte de emisiune lucruri foarte interesante. Îi asigur pe telespectator că, deși această emisiune se numește Daci și Ceaușescu, va fi una foarte, foarte interesantă. Sunt lucruri inedite, puțin cunoscute și acum avem ocazia să aflăm mai multe. Spuneam că ne vom concentra pe perioada lui Ceaușescu, dar se impune să mergem mai departe și să o luăm cronologic pentru a înțelege tot contextul. Da, în marile momente ale istoriei noastre, intelectualii, oamenii politici, mințile luminate ale neamului, s-au gândit întotdeauna să-și găsească o argumentare istorică. Și atunci când intelectualii români de la 1848 au vrut să pregătească unirea celor două principate, Țara Românească și Moldova, evident că s-a pus problema realizării unei dacii. Unirea au gândit-o și Cogălnicianu la Iași și fruntașii munteni. Cogălnicianu publică Dacia Literară, care însemna unirea spirituală a românilor. De fapt, mai târziu, August Treboniu Laurian, venit la București, un ardelean, împreună cu Nicolae Bălcescu, pregătesc un magazin istoric pentru Dacia. Deci unirea era văzută ca o reîntregire a Daciei. Evident, s-a realizat unirea la 1859. Fiecare, au existat în vremea lui Cuza, au existat intelectuali români care aveau convingeri latiniste și care au avut de obicei funcții cheie, dar existau și intelectuali care aveau convingeri dacologice, cum ar fi Cezar Boliac, Alexandru Dobescu, Grigore Tocilescu, care și-a dat un doctorat la Praga cu tema Dacia înainte de romani. Deci au fost oameni care fiecare își făcea datoria la locul lui și nu era neapărat o luptă între cele două curente. Fiecare își prezenta argumentele, de obicei adversarii erau destul de maturi din punct de vedere intelectual să recunoască atunci când argumentele adversarilor erau corecte și totul a mers bine încât în perioada veche fiecare își făcea șeful statului, că era domnitor, că era rege, își făcea datoria, primul ministru la fel, miniștrii, profesorii, medicii, plugarii, toată lumea își făcea datoria fără să se laude neapărat cu faptul că aș pune o întrebare, pentru că despre asta eu nu știu nimic. Alexandru Ioan Cuza, există vreo referință în care să apară ceva legat de Alexandru Ioan Cuza și din câte știm noi, nu prea. El a fost totuși ales într-un anumit context politic. A fost în perioada de după războiul Crimeei. Deci era un context politic foarte tulbure, asemănător cu
cu cel de astăzi din Europa răsăriteană. Nu se fac întotdeauna paralele, pentru că lucrurile merg într-o altă direcție, dar lucrurile erau oarecum asemănătoare, pentru că intervenția de astăzi a Rusiei în Crimea seamănă cu cea din 1853-1856. Împotriva acestui act, atunci s-au coalizat toate puterile occidentale și imediat după înfrângerea Rusiei a existat un respiro. Toate planurile de realizare a Daciei făcute de Imperiul Țarist au căzut oarecum sau au fost amânate. Pentru să subliniem că Imperiul Țarist a avut această intenție de a mijloci cumva unificarea țărilor române sub numele de Dacia, dar sub controlul lor, folosite ca o țară tampon în care ei trebuiau să tragă sforile. Iar francezii, care aveau și ei proiectele lor, s-au gândit, francezii și nemții, s-au gândit să facă undeva la gurile Dunării, să facă o mică Belgia Orientului care să împiedice înaintarea rușilor către Strâmtori, către Constantinopol. Pentru că toate războaiele ruso-turce anterioare, asta au avut ca obiectiv. Ajungerea la Constantinopol. La 1877-78, rușii au trecut Balcanii și pacea s-a semnat la Edirne, la Adrianopol, la o distanță destul de mică de Constantinopol. Da, acum că am ajuns în perioada Războiului de Independență și în perioada lui Carol I, se știe, spuneați și dumneavoastră și într-o altă emisiune, că Carol I avea simpatii dacologice. Da. Ce puteți să ne spuneți în plus? Era un om foarte echilibrat, un om cu o cultură foarte vastă, cu un respect pentru istorie, pentru fiecare profesie, de fapt. Știa să-și... Și a avut un cult pentru Densușianu. Se pare că l-a cunoscut într-un anumit context. L-a invitat pe Nicolae Densușianu să fie primul bibliotecar al Fundației Regale, astăzi Fundația Regală Carol I. Densușianu, care avea și modestia, avea și simțul propriei valori, a spus că pentru o asemenea funcție este nevoie de un profesor universitar, el nu era, dar aduce și un alt argument. El spune că lucrează la o carte atât de importantă încât nu poate să renunțe la munca lui. Cartea era, bineînțeles, Dacia preistorică și Dacia preistorică va apărea la 2 ani de la moartea lui Densușianu, iar primul exemplar al Daciei preistorice a fost prezentat de către editorul Carol Goebel, regelui Carol I, care se pare că i-a acordat și creditul moral, pentru care editura i-a dat un credit înalt pentru tipărirea lucrării. Să ne gândim că tipărirea unei lucrări de peste 1000 de pagini era o problemă. Nu oricine își putea permite să publice o carte de... Da. Dar editura a deschis un credit, se deci pare garantat, cu, un credit garantat cu cuvântul regelui Carol I. Foarte interesant. Da. Rămânând în secolul XIX, cam când s-a început folosirea istoriei în sprijinul politicului? Din câte știm noi, din istoriile partidelor politice și ale cele legate de lupta politică, se pare că liberalii au fost primii. La vremea aceea, liberalii erau un partid de stânga. Eminescu, în articolele sale, îi încondea spunându-le roșii, pentru că erau de stânga, cei mai de stânga la vremea respectivă. Și Eminescu, în articolele sale din Timpul, care era organul Partidului Conservator, dar și în poemul Scrisoarea a treia, unde face o sinteză artistică a acestor puncte de vedere, le atrage atenția de mai multe ori și le spune, în Scrisoarea a treia, el spune: dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colb de cronici, din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. Și tot în această luptă el spune că în România totul ar trebui oarecum dacizat, într-un articol din Timpul din 28 iulie 1883. E important de subliniat, chiar mai spuneți o dată data, pentru că a fost contestat existența acestui citat. Există în volumul 12 din operele, ediția Academiei. Există, oricine poate să găsească citatul. Este un articol din ziarul Timpul, deci 28 iulie, cred că 1882, parcă. Nu rețin anul. Da.
intrând deja în secolul 20, după Marea Unire, sigur că mișcările naționaliste care s-au creat au folosit adeseori argumentul istoriei. Da, a existat un pericol, îndeoseb după realizarea României Mari, a existat un pericol bolșevic manifestat atât în zona de răsărit, cât și în zona de apus, adică prin cele două capitale mai apropiate, să spunem, Moscova și Budapesta, prin revoluțiile bolșevice de la E important să subliniem că revoluția bolșevică din Ungaria a fost înfrântă de armata română, care a ocupat Budapesta, deci, și care a scăpat poporul maghiar de bolșevizare. După care s-a retras de acolo. Belacun a fost alungat într-un fel. Deci iată armata română a salvat Ungaria de o bolșevizare mult mai rapidă. De 20 de ani, de bolșevism. Deci doar pentru acest lucru... Doar pentru acest lucru, maghiarii ar trebui să fie recunoscători României și să nu mai vină cu prostiile lor, cu Transilvania care este a lor și cu alte lucruri de acest gen. Pentru că, iată, doar într-o astfel de situație, nu mai vorbim despre regii români ai Ungariei. Acest subiect va fi chiar în conferința de duminică 12 octombrie de la Muzeul Național al Țăranului Român, o conferință susținută de istoricul și scriitorul Vasile Lupașc. Cu această ocazie, pentru că emisiunea se difuzează chiar în acest weekend cu festivalul Dacic, vreau să vă invit pentru zilele de sâmbătă și duminică la Muzeul Național al Țăranului Român, pe strada Chiselev, Bulevardul Chiselev, numărul 3, unde în sala Horea Berna, de dimineața de la ora 11 până la ora 8 seara, este un ciclu de conferințe, de filme documentare, evenimente artistice, evenimente pentru copii. Sunteți invitați cu toții, intrarea este liberă. Pentru copii, atât sâmbătă dimineața, cât și duminică dimineața, de la 10 sau 10 jumate, sunt ateliere de desen și de ceramică și, în același timp, duminică, de la ora 10, copiii se pot întâlni cu mine și cu scriitorul Vasile Lupașc, cu ocazia prezentării cărții Burebista, o carte pentru copii, o carte ilustrată pentru copii, scrisă de Vasile Lupașc. Revenind la tema emisiunii. Bun, deci odată cu Marea Unire, pentru că exista acest pericol bolșevic, sigur că... Au apărut, ca o reacție la pericolul bolșevic, au apărut mișcări naționaliste, îndeoseb cele din zona Moldovei, e vorba de mișcarea legionară în mod deosebit, care a pătruns în mase și au fost, bineînțeles, diferite publicații, cum ar fi Gândirea sau altele, care au adunat în jurul lor personalități importante ale vieții noastre, Lucian Blaga, Mircea Eliade și mulți alții, care aveau simpatii dacologice puternice. Și cercetarea dacologică a fost continuată, numeroase șantiere arheologice au fost deschise în România Mare, statul a subvenționat prin Ministerul Culturii și Cultelor. Asta în perioada interbelică. A subvenționat, da, au fost și personalități care au subvenționat, deci au fost și inițiative particulare, dar și de stat. A venit al doilea război mondial. Au venit bolșevicii, au pus cizma pe România și au dus o luptă de o agresivitate extraordinară care viza distrugerea identității poporului român, neantizarea lui și spălarea pe creier în spiritul dogmelor comuniste. Ce s-a întâmplat imediat după venirea bolșevicilor? Deci a urmat o perioadă de ocupație rusească,
Deci o parte a teritoriului a fost ocupată încă din 1940. Bine, să-i spunem sovietică, pentru că mulți dintre cei care au venit de la Moscova n-au fost ruși etnici. Nu. Deci a fost ocupația sovietică. Totuși, cam asta e, au fost, de-a lungul timpului, au fost 12, a fost a 12-a invazie ruso-sovietică pe teritoriul României. Este și cea mai lungă, de fapt. Da. A început în 1940, a fost, să spunem, trupele sovietice au fost alungate pe o perioadă, iar după 1944 România a fost, să spunem, la vremea respectivă se vorbea de eliberarea de sub jugul fascist. A fost trădată. Dar a fost trădată și a rămas sub ocupație sovietică până în 1958. Deci au mai fost încă 12 ani de la încheierea tratatului de pace. Tratatul de pace s-a semnat în 1946 și trupele rusești au rămas pe teritoriul României până în 1958. Deci încă 12 ani, lucru pe care, din punct de vedere istoric, este greu să le explicăm, dar asta a fost de fapt, iar în țările vecine cu noi, Bulgaria, în Ungaria, în RDG, în Polonia, în Cehoslovacia, au rămas până la căderea comunismului în 1990, când s-au retras. S-au retras și au rămas încă simpatii pe acolo, fiindcă și astăzi există unele simpatii îndeosebi în Ungaria și Bulgaria față de tendințele expansioniste ruse. Deci, într-o primă fază a comunismului s-a operat o desnaționalizare puternică. A fost mai mult. Deci, momentul în care guvernul Petru Groza a fost instalat la 4 martie 1945, a existat un plan de distrugere a gospodăriei țăranului român, de boicotare a încrederii în moneda națională, în cultura și istoria națională. S-au operat modificări în structura programelor de învățământ, iar odată cu înlăturarea regelui în decembrie 1947 și naționalizarea, cum se spunea, principalelor mijloace de producție la 100 de ani de la 11 iunie 1948, s-a procedat la o schimbare bruscă a sistemului nostru de învățământ. Limbile clasice care se învățau începând din gimnaziu, copiii învățau, elevii noștri români învățau de la clasele gimnaziale limba latină și cei care mergeau la liceele umaniste studiau și limba greacă, dar aceste limbi au fost scoase complet, în așa fel încât mai târziu vecinii noștri, sârbii sau bulgarii, chiar și rușii, învățau limba latină, iar noi, românii, nu o mai învățam. Deci noi am avut la facultate în anii 70 colegi de la Moscova sau de la Vârșeț din Iugoslavia, care știau mai multă latină decât colegii noștri din facultatea de la Universitatea din București. Deci au fost foarte mult. Și au fost, bineînțeles, scoase toate limbile străine, occidentale. Se învăța rusă. S-a introdus limba rusă în mod masiv, iar originea dacă și originea latină au fost lăsate în umbră, pentru că majoritatea istoricilor, indiferent că aveau convingeri latiniste sau convingeri dacologice, au fost marginalizați, au fost înlăturați. Mari istorici, Iorga, Pârvan, Giurescu, Daicoviciu sau alții, au fost pur și simplu interziși, au fost trecuți pe listele de cărți interzise și dacă erai găsit că ai o istorie a lui Iorga sau o istorie sau Dacia lui Pârvan sau alt getic al lui Pârvan, puteai să faci pușcărie. Deci, dacă în cadrul unei percheziții... Ce nenorociți! Da. Ele au fost interzise, au fost trecute în niște liste, cele când 21 de volume. Când au început să se scuture de... Totuși, Petru Groza, care a fost primul ministru, el a trăit până în 57, deci din 45 până în 57 a fost prim-ministru al României, era din Valea Străiului, de la Băcia, foarte aproape de, să zicem, la ieșirea din țara Hațegului, deci avea o cultură istorică, juridică, politică destul de serioasă, a încercat să subvenționeze șantierele arheologice și în perioada cât a fost el prim-ministru, au fost redeschise numeroase șantiere arheologice. Fără să se bată toba. Fără să se publice foarte mult, a fost deschis
de fapt, redeschis șantierul de la Samisegetuza Basileion. Și au ieșit din închisoare... Și au fost scoși din închisoare majoritatea istoricilor care până atunci... încet, încet, da. Unul dintre istoricii care a fost scos din închisoare de atunci a fost și domnul Vasile Boroneanț, care a plecat anul acesta dintre noi. Dumnezeu și pe odihnească. L-ați văzut aici la emisiune odată și a apărut și în două dintre filme documentare pe care le-am făcut. Da. Tocmai, a fost și Constantin Giurescu și mulți alții. Deci au fost personalități importante ale vieții noastre. Nu mai spun de generalul Radu Rosetti, care a murit la Sighet, și mulți alții. Deci oameni care aveau o cultură istorică foarte serioasă au fost cei care au supraviețuit, au fost eliberați. Li s-a dat voie să lucreze în continuare fără a se, fără a avea întotdeauna posibilitatea să publice sau să nu publicau, se publica în reviste de specialitate care aveau un circuit mai redus. Dar atunci s-a pus problema studierii perioadei paleolitice, neolitice, studierii, deci a fost un oarecare echilibru. Atunci a fost redeschise șantiere arheologice pe Valea Mureșului, în zona Turdaș, și în 1961 s-au descoperit tăblițele de la Tărtăria. Era un fel de redeschidere a unor șantiere începute cu un secol și ceva în urmă de Sofia von Torma. Deci erau cunoscute anumite situri arheologice, dar ele au început să fie studiate. Și în multe alte părți, la Cetățuia, în foarte multe zone în care cercetările arheologice au fost reluate din punct de vedere ideologic, originile noastre dacice sau latine, în funcție de convingerile istoricilor, au fost dominate de influența slavă, care era predominantă. Totul era de la slavi, până și cuvintele de origine greacă sau latină proveneau din limba slavă. Totul era slavizat și, evident, în astfel de situații... iar politica generală a Partidului Comunist Român era aliniată la internaționalismul proletar. Deci nu se punea problema unor individualități naționale, ci totul era. Totuși, în 1964, cam cu un an înainte de moarte, Gheorghe Gheorghiu Dej, profitând de lupta dintre Uniunea Sovietică și China, a făcut niște declarații politice privind afirmarea comunismului și socialismului pe plan internațional și a făcut primii pași concreți. A scos din închisoare toți deținuții politici, indiferent că erau istorici, medici, scriitori și așa mai departe. Majoritatea scriitorilor, inclusiv Ionel Teodoreanu și alții, au fost eliberați. Și în același timp a pregătit intrarea României într-o sferă de individualitate, ne vorbind evident despre daci, dar Ceaușescu mai târziu, peste un an, atunci când va fi ales, va încerca să vorbească despre autohtonia noastră, despre faptul că suntem aici de mii de ani. Primul autoturism realizat în România s-a numit Dacia. Poate astăzi nu ne dăm seama de importanța acestui lucru, dar a fost o afirmare a industriei naționale. De asemenea, în domeniul istoriei a început să fie publicat Magazinul Istoric, o revistă care supraviețuiește și astăzi și care a avut un echilibru între convingerile dacice și convingerile latine. Deci a prezentat istoria noastră cu toate epocile și având o formă oarecum... Da, a avut un public foarte... Noi aveam o presă cenzurată și atunci Magazinul Istoric îți dădea posibilitatea să ai acces la anumite informații. S-au adunat în jurul Magazinului Istoric oameni cercetători și scriitori și istorici de foarte mare valoare și Magazinul Istoric a adus în prim plan multe din elementele continuității noastre dacice. Tot atunci a apărut și Daciada. Da, din punct de vedere, deci așa cum vremea puterii sovietice, în lagărul sovietic, rușii au lansat Spartachiada, pe plan național au fost lansate acele concursuri de masă, daciadele, care aveau atât aspecte sportive cât și artistice. Ele au continuat destul de mult.
Evident, Ceaușescu și-a schimbat, a avut din 65 până prin 71, a avut o perioadă de destindere. După vizită în China și în Extremul Orient, în Coreea și Vietnamul de Nord, a revenit cu alte idei, lucrurile s-au mai, a fost reintrodusă cenzura și tot în anii 70, prin 75 mi se pare, Shahinshahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Ariamer, ultimul împărat al Iranului, a sărbătorit 2500 de ani de la întemerea statului Imperiului Persan. Și cum relațiile dintre Nicolae Ceaușescu și ultimul Shahinshah erau bune, și dintre România și Iran au fost bune, Ceaușescu s-a gândit că ar fi bine să sărbătorească și el. Și așa a apărut, să spunem, interesul politic al lui Ceaușescu pentru sărbătorirea unuia din strămoșii noștri daci. A dat poruncă, cum am spune astăzi, la Institutul de Istorie a Partidului și istorici foarte serioși s-au ocupat de strămoșii noștri și s-a ajuns la sărbătorirea în 1980, a 2050 de ani de la întemerea primului stat dac unitar și centralizat de către Burebista. Într-un fel, acest lucru a deschis și alte domenii. Atunci au apărut și piese de teatru, și filme, și romane. Eu știu, de exemplu, romancierul Grigore Băjenaru, cel care scrisese Cismigiwe Company, un roman din, să spunem, îndrăgit de liceeni, a publicat o carte foarte frumoasă și foarte frumos scrisă și foarte bine documentată, Mărețul Rege Burebista. Un alt scriitor, Mihai Stoian sau alții, au fost oameni care au publicat materiale foarte interesante și bine documentate istoric, dar și foarte bine scrise. Ne apropiem de sfârșitul primei părți a emisiunii. În această perioadă au apărut și trei filme mari în care s-au investit foarte mulți bani, făcute cu mii de figuranți. Este vorba de filmele Dacii. Da, figuranții au fost din armata română. Sigur. Se puteau pune la dispoziție câte două divizii din armata română. Vom vorbi despre aceste filme și despre alte lucruri foarte interesante după o scurtă pauză publicitară. Rămâneți aproape. Am revenit. Spuneam înainte de pauză că o să discutăm puțin și despre cele trei mari filme realizate pe vremea lui Ceaușescu, Dacii, Columna și Burebista. În 1967 apare sub regia lui Sergiu Nicolaescu filmul Dacii. De altfel este primul film de lung metraj regizat de Sergiu Nicolaescu, este filmul care el își face debutul ca regizor de film de lung metraj. Un film realizat într-o coproducție româno-franceză, un film pe care l-am criticat la un moment dat pentru acele scene cu dacii, care sunt prezentați ca niște primitivi, ca niște sălbatici. Știm că Sergiu Nicolaescu s-a consultat pentru acest film cu Constantin Daicoviciu, care, dincolo de anumite merite pe care nu îi le poate contesta nimeni, sunt și anumite lucruri care îi se pot reproșa. Grozăviile pe care le-a făcut la Sarmiță Getuza, unde a supraînălțat ziduri în mod artificial doar ca să dea bine în fața elitei comuniste. Se pare că a răspuns unor așteptări politice. Și care, sigur, că ținând cont că l-a consiliat, înseamnă că viziunea lui Constantin Daicoviciu era aceasta, că dacii erau totuși destul de primitivi. Desigur că teoriile familiei Daicoviciu, pentru că continuă cu Hadrian Daicoviciu, au ajuns până astăzi. Și au ajuns să domine în anumit fel. Da, și ceea ce transmit aceste teorii este aceea că dacii au dispărut din istorie, da, și că s-a produs romanizarea. De altfel, a mai penalizat acest lucru între
Universitate și Piața Unirii există un pasaj numit Pasajul Latin, unde, într-un mod pe care nu vreau să-l calific... Este între strada Lipscan și Piața Sfântul Gheorghe. Da, chiar acolo. Da. Singura mențiune, există un citat al lui Hadrian Daicoviciu, în care explică cum au dispărut dacii din istorie. Și acest pasaj este amenajat acum vreo 2 ani. Adică încă ni se servește această prostie, această minciună de 2 bani, la un mod de obrăznicie incredibilă. Au impresia, nu știu, acești oameni ori sunt cu totul incompetenți... Da, știu ori, că noi am discutat într-o emisiune exact despre acest lucru. Ori este efectiv, pe față, este sfidat acest popor cu aceste minciuni, care pot fi contestate deja la câte informații au fost aduse în pram, au fost făcute publice, pot fi contestate și de un licean care a citit câte ceva. Da, este un lucru făcut de mântuială. De fapt, a fost readusă la locul unde a fost pusă prima dată în 1906 statuia Lupoaicii, dăruită de Aș mai sublinia că italieni. Acest film, în 2006, în urma analizelor făcute de specialiști, era cotat al 4-lea cel mai urmărit film românesc din toate timpurile. Da, Columna a beneficiat și de foarte mari actori, a beneficiat de un scenariu, din câte îmi amintesc, Titus Popovici, un scenarist de mare, dar în spatele unui scenariu era, de fapt, o echipă de istorici foarte bine documentată, au avut condiții... E o discuție, dacă i-au prezentat pe Dacia, așa nu știu cât de bine erau documentați. Nu, probabil că s-au gândit și filmul a fost difuzat și am înțeles că a avut un succes și pe piețe internaționale, inclusiv în Uniunea Sovietică, deși a fost primit și cu comentarii că a fost un aventurier medieval și așa mai departe. E vorba de Mihai Viteazu și de altele. Deci au existat a existat în acea perioadă deci cinematografia românească încerca să prezinte momentele importante ale istoriei noastre, atât perioada străveche, cât și perioadele cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazu, cu Vlad Țepeș și cu altele, în așa fel încât oamenii să-și reamintească. De ce? Pentru că Partidul Comunist avea nevoie de o legitimare și multe din aceste lucruri i-au făcut pe oameni să se gândească la istoria noastră străveche, la faptul că fără îndoială, adică suntem... existența acestor filme cu orice minus ar avea, au avut un rol foarte important în trezirea interesului față de istoria dacilor, în aducerea. Da, și faptul că au fost realizate, de exemplu, despre Dacia, au fost realizate 3 filme, deci 3 regizori, 3 scenariști, 3 grupuri de actori, au realizat 3 filme diferite. De asemenea, despre Mihai Viteazu s-au realizat 2 filme, despre Ștefan cel Mare s-au realizat mai multe filme. Deci toate aceste filme istorice aduceau în prim plan atât mari actori ai noștri, cât și mari personalități culturale, regizori, scriitori, care au știut să deci intre... Un lucru care s-a făcut în perioada lui Ceaușescu și care nu vrea să mai întâmplat nimic după 89... Totul a fost un plan foarte, foarte puternic, dacă spuneam de Institutul de Istoria Partidului, care la început a fost efectiv un Institut de Istoria Partidului Comunist, dar mai târziu s-a ocupat de căutarea documentelor referitoare la continuitatea românilor în întreaga lume. Atunci a fost descoperit Codexul Rohonți la Biblioteca Națională din Budapesta, deci a Ungariei. Atunci au fost descoperite foarte multe documente, s-a început studierea, academicianul, mai târziu Virgil Cândea, a început să caute urmele românești în întreaga lume și a realizat într-o viață o adevărată enciclopedie a urmelor românești în diferite capitale ale Europei și ale altor zone. De asemenea, a existat un program sistematic de refacere a muzeelor județene de istorie, care începeau cu cele mai vechi urme, cu paleolitic, neolitic, perioada dacică, perioada romană, și ajungeau până la epoca contemporană și de multe ori acele muzee au rămas până astăzi pentru că nu s-au investit foarte multe Situația este mult mai gravă și tocmai m-am interesat pentru că am vrut să prezint informația și în noul film documentar pe care l-am făcut.
Este vorba de faptul că foarte multe muzee din România, și aici vorbim despre Muzeul Național de Istorie din București, Muzeul Banatului din Timișoara, Muzeul Transilvaniei din Cluj, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, care sunt parțial de 90% închise, funcționează doar câteva secțiuni și este vorba de multe alte muzee, și mai mari și mai mici. Deci este o situație dramatică cu care se confruntă zona muzeelor din România. Și mie nu mi se pare că este întâmplător. Adică sunt atâtea lucruri care s-au făcut. Și aspecte administrative, pentru că sunt blocate posturile muzeografilor. E o întreagă, deci nu există fonduri pentru nimic. Haideți să mai fac un anunț, pentru că e important. În emisiunea de săptămâna viitoare veți putea vedea în premieră pe TV noul nostru film, Comori și locuri enigmatice din România. Un film care este expresia investigației făcută în această vară, în care am fost pe teren în cam în mai toate zonele țării, în Moldova, în Transilvania, în partea de sud, în Dobrogea, pentru a identifica cele mai interesante formațiuni de tip tumular, pentru a identifica locul descoperirii unor comori deosebite. Vă asigur, ținând cont că am făcut și filmări aeriene, că veți avea parte de un regal vizual. Sunt imagini spectaculoase cu obiective spectaculoase, foarte puțin cunoscute. De altfel, am vorbit și cu arheologi. Nici arheologii nu știu prea multe despre asta, așa că va fi o revelație, după părerea mea, chiar și pentru arheologi, acest film. Filmul Comori și locuri enigmatice din România a fost, acum la ora difuzării acestei emisiuni, pot să spun că a fost deja lansat în această seară de 10 octombrie la Muzeul Național al Țăranului Român, dar el va fi difuzat și sâmbătă seara, și duminică dimineața, și duminică seara, tot la Muzeul Național al Țăranului Român, în cadrul festivalului Adevărul despre Daci și istoria străveche a plaiurilor românești. Așa că reiau invitația de a veni în aceste zile de sâmbătă și duminică la Muzeul Național al Țăranului Român, de pe șoseaua Chiselef numărul 3, unde în sala Horea Berna veți putea participa la conferințe cu subiecte inedite, lansări de filme documentare, evenimente pentru copii, momente artistice. Mai precizez cu această ocazie că duminică vă veți putea întâlni în jurul prânzului și cu actorii Dorel Vișan și Ion Haiduc, care sunt prezenți la acest festival. Programul festivalului poate fi văzut pe site-ul www.adevaruldespredaci.ro. Vă așteptăm cu drag. Și acum să continuăm. Putem să amintim faptul că în această perioadă au fost reabilitați mari istorici ai neamului românesc, începând cu Nicolae Iorga, care a fost reeditat, Vasile Pârvan, Getica, Dacia, deci mai multe, cei doi fiind deja trecuți în eternitate, dar au fost reabilitați și istorici în viață, cum a fost Constantin Ciurescu, apoi Dinu Ciurescu, Constantin Daicoviciu, Adrian Daicoviciu, deci oameni care fuseseră împiedicați să publice o perioadă. În perioada respectivă au avut posibilitatea să publice și lucrările lor au fost difuzate în bibliotecile și în librăriile românești. De asemenea, la 73 de ani de la publicarea ediției, primei ediții a Daciei preistorice, în 1986 a fost reeditată Dacia preistorică. Cu un comentariu al unui istoric al vremii, care oarecum anihila punctele de vedere sau le prezenta într-un anumit fel, dar faptul că textul a fost pus la dispoziția cititorilor după 73 de ani, după ce Dacia preistorică fusese la index împreună cu toate lucrările lui Nicolae Dănsușeanu și ale tuturor dănsușenilor, deci după ce din 44 până în 86 aceste lucrări au fost interzise, oamenii puteau să recitească o capodoperă a istoriei noastre, această Dacie preistorică.
Au fost foarte multe lucruri unele. Faptul că a fost adusă, în sfârșit, a fost adusă de la Roma copia comandată în perioada interbelică a columnei deci, lui Traian. Deci tot în acea perioadă a fost adusă da, și columna. A fost constituit Muzeul Național de Istorie. Muzeul Național de Arheologie a fost ajutat, acum am înțeles că a dispărut. Ceaușescu a încurajat și istoricii și pasionații de istorie din străinătate și aici putem să-l amintim pe profesor Iosif Constantin Drăgan, cel care a fost încurajat să difuzeze pe teritoriul României, la toate instituțiile importante de stat, la toate bibliotecile și instituțiile de învățământ, celebra lui revistă Noi Tracii, lucrările sale, cum ar fi Mileniul Imperial al Daciei, în care este vorba de împărații daci ai Imperiului Roman, a fost tradusă în limba română și publicată, iar edițiile în limbile străine, în italiană, în engleză, în franceză, ale cărții au fost difuzate în bibliotecile din România, deci erau accesibile cercetătorilor. Iosif Constantin Drăgan a fost primit cu onoruri la București și el putea să spună în Italia sau în Spania să publice lucrări care nu se puteau publica la noi. De exemplu, el era o cenzură. Da, el promisese sovietică. Că va publica în limba engleză o ediție a Daciei preistorice. Până la urmă, această traducere a fost făcută de o doamnă româncă din Australia în anii noștri, mult mai recent. De asemenea, el a publicat în Italia pentru prima dată, a republicat Istoria literaturii române a lui Călinescu, care pe teritoriul României socialiste era interzis. Deci au fost foarte multe... Eu aș mai sublinia ceva legat de Iosif Constantin Drăgan și de spectatorii pot să vadă aici lângă mine că această sculptură în piatră, care în acest moment este cea mai mare sculptură în piatră din Europa, a fost dorită, finanțată și susținută pentru a se concretiza de Iosif Constantin Drăgan. Ea însă a fost realizată după 90. După 90. Țin minte că vorbeam cu domnul general Spiroiu, că domnul Spiroiu chiar l-a ajutat pe Iosif Constantin Drăgan, a creat niște condițiile pentru ca acest lucru să se petreacă în anii 90 și ceva. A fost întotdeauna domnul Iosif Constantin Drăgan a fost foarte bine primit atât la conducerea de partid, dar și la conducerea Acum, Ministerului Apărării și Armatei Române. Aș vrea să ridic și după aia să ne îndreptăm spre concluzii finale, să mai vorbim puțin despre bancurile cu daci de pe primul Ceaușescu, ca să terminăm. Acum aș vrea să ridic următoarea întrebare. Fără îndoială că Ceaușescu este decondamnat pentru multe lucruri pe care le-a făcut, da? Acel cult grețos al personalității, dictatura în sine, orice dictatură nu este scuzabilă. Sunt foarte mulți oameni care au suferit, care nu s-au putut dezvolta artistic, intelectual sau în alt fel decât dacă au făcut sluji la organele de partid. Sigur, acesta a fost contextul... A fost patronajul Uniunii Sovietice care a impus mai departe comunismul în România. Dincolo de asta, dacă facem o comparație cu toate lucrurile bune, chiar cu exagerările care nu putem să spunem că n-au fost în zona dacilor, pentru că Ceaușescu dorea să hiperbolizeze tot ce ținea de daci pentru a folosi el în scopul lui personal acest lucru ca și urmaș al unor eroi extraordinari. Dincolo de aceasta însă, nu se poate compara ce au făcut după 89 pe zona istoriei autoritățile și mediul științific cu ceea ce s-a făcut atunci pe zona de trezire a interesului față de daci. Da, cel puțin la nivel arheologic, lucrările cercetările arheologice au fost... Anul ăsta, Ministerul Culturii a venit de-abia în septembrie să spună că cine vrea ar putea primi ceva când a trecut sezonul. Totuși, eu aș ridica niște întrebări pentru toți aceste personaje penibile care caută, printr-o manipulare de cea mai joasă speță, să transforme tot interesul actual al dacologiei sau al oamenilor pentru dacologie să-l transforme într-o prostie cu rădăcini comuniste care n-are nicio bază reală. Și atunci eu îi întreb pe acești oameni, fie ei
în zona politică, fie ei istorici sau arheologi, de ce în cărțile de istorie ale României, de ce copiii români nu învață următoarele lucruri? Și vă rog să ne spuneți dumneavoastră care pretindeți că dețineți adevărul. De ce nu se vorbește în cărțile de istorie despre răscoalele dacilor de după 106? Prima răscoală a dacilor din provincia Dacia Romană a avut loc în 117, anul morții lui Traian, și au fost și altele pe parcursul secolului 2 și 3. Au fost o serie de războaie în secolele 2 și 3 purtate de dacii liberi și aliații lor împotriva Imperiului. Dacii, costoboci, carpi, geți, împreună cu aliații lor, au ajuns la sud de Dunăre, au distrus castre romane, au ajuns chiar și în Grecia, au fost nenumărate războaie 200 de ani după 106. De ce, dacă sunteți administratorii adevărului, aceste informații nu se găsesc? Pentru că ele sunt certe, sunt susținute de izvoarele latine și le cunoașteți. De ce cărțile noastre de istorie nu învață pe copii că au existat câteva personalități de origine dacică care au condus Imperiul Roman? Pentru că l-avem pe Regalianus, despre care istoria Augusta vorbește în secolul 3, că era un nepot al lui Decebal, un general roman de origine dacă care a fost proclamat împărat de legiunile din Moesia și Panonia. De ce nu ne spuneți copiilor României despre împăratul Galerius, a cărui rădăcini dacice sunt incontestabile și niciun istoric serios nu le poate contesta? Un Galerius care a condus Imperiul Roman între anii 305 și 311 și despre care Lactantius, consilierul lui Constantin cel Mare, un scriitor bisericesc, în secolul 4 spune că Galerius a avut intenția să schimbe titulatura Imperiului Roman în aceea de Imperiul Dacic. Acestea sunt niște realități consemnate în izvoarele latine. Așa cum Galerius are în Tesalonic un arc triumfal care este plin de daci, cu aceleași căciuli, cu aceeași îmbrăcăminte și cu draconul dacic ca și pe columnă, doar că este cu 200 de ani mai târziu decât columna lui Traian, ceea ce înseamnă că dacii au avut o prezență consistentă și au păstrat identitatea și că n-au dispărut în secolul 4. De ce nu spuneți aceste lucruri în cărțile de istorie? De asemenea, vreau să vă întreb de ce nu menționați măcar ca pe un fapt interesant și spectaculos faptul că pe arcul triumfal al lui Constantin cel Mare, realizat în secolul 4, Constantin cel Mare urmându-i la conducerea omului lui Galerius, avem 8 statui impunătoare de daci. Un arc triumfal construit pentru a marca victoria lui Constantin cel Mare împotriva lui Maxentius în bătălia de la Ponte Milvio. Cum explicați faptul că în loc să pună generali romani, a pus daci? Chiar dacă nu există încă explicații foarte multe, simplu fapt că avem 8 daci pe arcul lui Constantin ar trebui să fie un subiect foarte interesant care să găsească în cărțile de istorie, pentru că este spectaculos. De asemenea, v-aș mai întreba de ce nu cărțile de istorie din România nu menționează faptul că personaje mitologice extraordinare, cum ar fi Orfeu, Dionisos sau Apollo, și care astăzi sunt percepute ca aparținând mitologiei grecești, de ce nu spuneți că ele sunt preluate de la traci, așa cum sublinează adeseori grecii antici. Ei, grecii, spun că au preluat aceste divinități și tradiții le-au preluat de la traci. De ce nu vorbiți despre faptul că în Evul Mediu exista o conștiință a continuității dacice, că Mihai Viteazul era numit Malus Dacus de dușmani, Dacul cel rău, că Iancu de Hunedoara era numit de cronici Ioan Getul, știindu-se identitatea lui etnică, că Horea era numit ironic de austrieci Horea Rex Dacie, adică Horea regele dacilor. De ce nu le spuneți copiilor României că Tudor Vladimirescu se numea pe el însuși Dac în scrisorile pe care le adresa lui Ipsilanti, grecul conducător al Eteriei? De ce? De ce nu le spuneți copiii României că Eminescu, așa cum am zis și acum, vroia o dacie mare și considera că totul ar trebui oarecum dacizat în această țară? De ce nu
ne spuneți nouă românilor, voi istoricii care scrieți cărțile de istorie, că Evul Mediu, țările române erau privite și se vorbea despre ele ca despre țări dacice. De ce nu spuneți că în nordul Europei, pentru că e altul lucru spectaculos, timp de secole, țări precum Suedia, Danemarca, Estonia, dar și alte zone erau numite Dacia. Da, așa erau numite, iar dumneavoastră nu e posibil să nu știți, iar dacă nu știți, sunteți incompetenți. Aici, în aceste țări, timp de secole, în Evul Mediu, exista convingerea că neamurile nordice au rădăcini în zona getică. Pentru că, cum vă explicați faptul că primul scriitor al Danemarcei se numea Petrus de Dacia? Sau cum vă explicați faptul că un autor suedez celebrul, Carolus Lundius, în secolul 17, scrie cartea Zamolxis, primul legiuitor al geților, încercând să-l convingă pe împăratul Suediei, cel care dorea să devină regele Suediei, cel care dorea să devină regele tuturora, că ei, suedezii, se trag din geți și că legile lui Zamolxis sunt cele care ar trebui cunoscute și aplicate pentru ca el, regele Suediei, să devină regele tuturora. Și multe, multe alte lucruri care sunt reale, sunt dovedite de izvoare istorice și de probe materiale și pe care dumneavoastră, cei care ne scrieți cărțile de istorie, le ignorați într-un mod care nu poate fi calificat fără a folosi cuvinte foarte dure. Prin urmare, nu aveți nicio calitate să vorbiți în acest fel despre mișcarea decologică, chiar dacă, evident, există și exagerări. Eu însumi am făcut anumite greșeli vorbind despre lucruri care nu erau bine documentate și care nu erau chiar așa. Dar buna credință a noastră, a mea, a domnului profesor și a altora, nu cred că poate fi contestată decât de răuvoitori. Iar toate aceste lucruri arată că dumneavoastră, cei care luptați împotriva mișcării dacologice, sunteți ori nu foarte documentați, ori nu sunteți foarte inteligenți, ori sunteți rău intenționați. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru se va lămuri și cu dumneavoastră. Și acum să revenim. Trebuie să concluzia finală, pentru că ar trebui să ieșim. Da, deci această pasiune pentru dacologie a lui Ceaușescu a fost speculată și în bancurile care au circulat. De exemplu, se spunea că un anumit istoric a fost propus pentru premiul Nobel și motivarea era pentru că a descoperit carnetul de membru de partid al lui Decebal. Se vorbea de Nicobalus Speranduța. Deci erau tot felul de bancuri. Sau faptul, chiar citatul lui Daicoviciu, că dacii au dispărut din istorie. Zice, domne, n-au dispărut, uite că sunt la aplauze îndelungate. Adică exagerările pe această zonă au fost penalizate de glume și cele mai bune bancuri au fost, trebuie să recunoaștem, pe vremea lui Ceaușescu. Deci interesul trebuie să ne oprim, din păcate. Vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, săptămâna viitoare veți putea vedea în premieră pe Nașul TV filmul Comori și locuri enigmatice din România. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Toate cele bune. Ne vedem peste o săptămână.